Un accident rutier s-a produs în această după-amiază la intersecția bulevardului Tudor Vladimirescu cu strada Smârdan din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Trei autoturisme au intrat în coliziune pentru că nu au păstrat distanța regulamentară. Din fericire, pagubele au fost doar materiale. Astfel, nicio persoană implicată nu a fost rănită. Polițiștii din cadrul serviciului rutier, sosiți la fața locului, vor continua cercetările pentru a stabili cauza producerii accidentului.